De ce eu? Povestea unei luptătoare. Mariana Diacon. Cancerul de sân este una dintre cele mai des întâlnite forme de cancer a femei. Anual în România sunt depistate cel puțin 8.000 de cazuri noi, cele mai multe în faze avansate. Însă depistat la timp, cancerul de sân nu mai este o condamnare. Chiar și așa, impactul psihic și social al acestei boli este unul major în orice situație. Doamna Diacon, în momentul în care mergeați la curele de chimioterapie, ce simțeați? Prin ce treceați? Nu știu dacă pot să mai exprim în cuvinte ce înseamnă o cură de chimioterapie. Pur și simplu te țintuiește la pat din toate punctele de vedere. Starea de rău, starea de vomă. Pur și simplu toate durerile posibile sunt în prima săptămână după chimioterapie. Deci fără un ajutor nu știu dacă cineva ar putea să treacă prima. Fără o susținere măcar morală, o vorbă bună și o încurajare. Am avut multe momente de cădere, foarte multe. Dar mă încurajam și fetița îmi dădea putere. Tot timpul când mă uitam la ea, simțeam că mă uitam de tot. Și ziceam, trebuie să... Pentru ea... Da, pentru că este foarte apropiată de mine și ca orice copil de mamă. Cred că dacă am ajuns, deși am descoperit în metastaze totul, dacă am ajuns la 5 ani de zile, cred că a fost datorită copilului. Ea a fost pentru mine orice suport și orice încurajare. Când ați aflat despre această boală? Când am aflat despre această boală, deși la prima biopsie la Fundeni, la Institutul Fundeni, mi-a ieșit că nu este vorba despre această boală, a fost bucurie mare, am stat liniștită o perioadă de o lună, două, pe niște antibiotice, mi se spusese că e o mastită de la alăptare, că da. Am repetat a doua biopsie la domnul doctor Bridaru la București și ce să vă zic, eram deja internat în spital, pur și simplu... Când a sunat soțul, eu nu m-am mai dus, că deja durerile la sân se amplificaseră foarte tare, eram deja internat în spital. Când m-a sunat să mă spună că este vorba despre o afecțiune malignă, am simțit pur și simplu că toate visele mele și tot ce aveam atâtea planuri, atâtea, eram tinere, aveam 34 de ani, acum am 39. Am simțit pur și simplu că nu mai puteam să vorbesc. Aveam o prietenă asistent acolo la spital, că ea mă luase acolo și m-am dus sus unde întorceau, la spitalul numărul 2, m-am dus sus unde întorceau lifturile pur și simplu. Primul gând a fost că eu nu pot să mai trăiesc. Gândul că această boală, treptat, este cea mai îngrozitoare boală. Și cât ați luptat? Am luptat. Sunteți un foarte puternic. Foarte. Sunt 5 ani. Sunt 5 ani, așa este. Care luptați pur și simplu cu mai multe maladii, din păcate. Da. Este vorba și de partea cu sânii și apoi metastaze. Păi totul s-a complicat de la... De la sân. De la sân, da. Totul... Știți cumva dacă în familia dumneavoastră cineva a avut o asemenea boală? Nu, absolut nimeni. Suntem 3 surori. Tatăl meu tot așa are o soră, deci absolut nimeni. Pentru mine cuvântul, această boală, cancer, mi era pur și simplu, nu puteam nici să aud și nici să ascult când era un caz la televizor. Schimbam imediat și ziceam, Doamne ferește, vieții oameni. Și acum când sunt în această poveste, câteodată am impresia că e ceva ireal, nu sunt eu în această poveste, dar... Mă rog la Dumnezeu să mă țină întreagă la minte, că am foarte multe stări. Am foarte multe stări care câteodată mă fac să gândesc aiurea și... Deci această boală, în primul rând, îți mănâncă psihicul. Ai momente când crezi, o să fie bine, eu sunt tare, o să trec, o să... Au fost cazuri, dar ai momente când durerile pur și simplu te fac să iei razna. Dar cu toate astea, eu sper la o minune.
Au fost multe cazuri în care doctorii s-au declarat neputincioși și cu toate astea au trăit foarte mulți ani. Pacienții? Da, da, da. Chiar am o cunoștință la care a fost localizat în altă parte, dar a fost tot stadiul 4 și a reușit, a trecut peste. Și noi credem, pentru că puterea dumnezeiască este mai presus de așa orice. Este. Suntem alături de dumneavoastră, iar mulțumesc din tot suflet. Mesajul și atitudinea ne face să credem că viața este de multe ori cruntă pentru unii, da. Dar vă susținem din tot ce putem, încercăm să fim alături de dumneavoastră cât putem, împreună cu colaboratorii noștri și dacă mai aveți nevoie de noi, oricând Ziarul Sănătatea vă stă la dispoziție. Mulțumesc din tot suflet. Pentru că în spatele fiecarei povești, fiecărui articol făcut cu astfel de cazuri, stau adevărate drame. Și poate chiar unii dintre noi, cei care suntem în spatele acestor articole, am trecut prin aceste drame. Vă mulțumesc mult de tot. Și eu vă mulțumesc pentru tot. Mulțumesc doamne Anda Micu, farmacist la farmacia Cinara și domnului Tudorache, pentru că ne ajută să îi oferim doamnei diaconu gratuit injecția de care are nevoie. Normal, această injecție trebuie făcută lunar, deci la 28 de zile. La 28 de zile și este vorba de 10 de milioane, nu este vorba de sumă foarte mică, este foarte scumpă injecția. Poate reușim pe viitor să vă susținem din punctul ăsta de vedere, pentru că avem colaboratori extraordinari și care sunt sensibili la poveștile de viață ale oamenilor. Șansele de supraviețuire în lupta cu boala variază, un factor decisiv fiind controlul medical periodic. În această luptă doar câteva femei sunt învingătoare. Una dintre acestea este Mariana Diaconu. O considerăm o luptătoare, dar și o învingătoare, pentru că a ales să vorbească cu voce tare despre diagnosticul care i-a schimbat viața. Acum aproximativ 4 ani am fost diagnosticată cu cancer la sân într-o stare avansată, adică cu puțin înainte de stadiul final. Atunci însă aveam alte priorități. Munceam în străinătate, doream să ne cumpărăm o casă, voiam să investim în educația fetiței. Însă, până la final, mi-am dat seama că aceste lucruri nu mai contează. Totul a început, nu știu dacă a fost de la o lovitură sau pe bază de stres, treceam printr-o perioadă mai grea. Cert este că am ajuns într-o situație în care sper să ies cumva sau măcar să amân cât pot. Când ați început tratamentul? Chimioterapia am început acum 5 ani de zile, pentru prima dată pentru sânul stâng. Apoi după 4 ani de zile mi-a recidivat la ficat. Am început iarăși chimioterapia. Prima dată am făcut 9 serii, apoi 10 pentru metastazele hepatice. Și acum, după ce am terminat chimioterapia pentru metastazele hepatice, am descoperit că am și la sânul celălalt. Și am început iarăși chimioterapia. În total, nici nu mai știu, cred că 22-23 de ședințe de chimioterapie până acum. Privind cancerul retrospectiv, Mariana simte că a primit o șansă. Este recunoscătoare și pozitivă și crede că atitudinea a avut o influență majoră în gestionarea bolii. Chiar și așa îi reproșează femeii din trecut neglijența care ar fi putut să o coste viața. Aveam 34 de ani când mi-am descoperit un nodul la sân. M-am prezentat la control pentru prima dată. După un examen sumar, mi s-a spus că pot să stau liniștită. Atunci mi-am setat cumva ideea că nu voi fi niciodată bolnavă de cancer. Dar poate fi asta o scuză pentru că nu m-am mai prezentat la control o perioadă destul de lungă de timp, pentru că am avut impresia că alte lucruri ar avea prioritate în viața mea, ca de pildă cumpărarea unei locuințe, cariera, ratele la bancă, creșterea copilului. Dar cum poate fi ceva mai prioritar decât viața? Ce mai contează cariera sau ratele la bancă pentru un mort? Aveam perioade când nu mă puteam ridica din cauza durerilor și am zis să încerc să o fac cât mai mult timp, dar pentru noi ca și familie deja resursele noastre s-au cam epuizat.
și sper în continuare să pot să reușesc să o fac pe o perioadă cât mai lungă, da. Pentru că tratamentul inițial pe care l-am făcut pentru metastazele osoase, ca orice tratament, are și reacții adverse în altă parte și am făcut la maxilar o necroză de care aproape un an de zile nu reușesc să scap sub nicio formă. Merg în paralel și la stomatolog din două în două zile. Și această injecție consider că mă ajută foarte mult în aceste dureri să nu mai măcar să nu mai da, să nu mai stau în pat, să nu mă pot ridica cât de cât. Simptomele au continuat să se înrăutățească. După puțin timp am ajuns din nou la medic, dar am primit un diagnostic aproape sigur, cancer la sân. Ne rugam pur și simplu doar pentru șansa de a avea cât mai mult timp, astfel încât știința să avanseze, iar cancerul să devină vindecabil. Acele zile au fost teribil de grele, atât pentru mine cât și pentru soțul meu care mă însoțea. Am avut momente în care mi-am dorit pur și simplu să-mi pun capăt vieții. Este greu de spus în cuvinte ce emoții negative simți în astfel de momente. De fapt, chiar mă temeam că mai aveam doar câteva luni, poate un an, ceea ce ar fi fost devastator, mai ales când mă gândeam la fiica noastră. Ne rugam pur și simplu doar pentru șansa de a avea cât mai mult timp. Diagnosticul final, cancer avansat, a fost pentru mine crunt. A urmat ședințe de chimioterapie, operația de extirpare chirurgicală, radioterapie, metastaze la ficat, toate acestea au provocat reacții adverse și noi complicații. Însă, mă consider o luptătoare. Boala m-a făcut să-mi schimb perspectiva asupra vieții, pentru că am văzut cu ochii ce înseamnă să fii în fața morții.